Ministerul Mediului pregătește o lege prin care taxa de salubritate va fi calculată în funcție de cantitatea de gunoi pe care o aruncă fiecare cetățean. În acest fel, se dorește stimularea cetățenilor să colecteze selectiv acasă și să depună mai puțin deșeu în final la groapa de gunoi. Prin colectarea selectivă se va încerca valorificarea deșeurilor reciclabile, dar proiectul are în vedere și alte variante. Una dintre variantele luate în calcul prevede folosirea unor saci menajeri cu un anumit volum, iar colectarea selectivă ar putea fi decisă după modelul belgian, unde sacii utilizați sunt de culori diferite în funcție de tipul deșeurilor. Pentru o astfel de colectare se poate stabili o zi anume a săptămânii pentru fiecare tip de deșeuri, iar nerespectarea acestui sistem permite operatorului de salubritate să nu ridice gunoiul, dar și să aplice amenzi. În acest caz, dacă legea va fi adoptată, depinde de administrația locală și de operatorii de salubritate să creeze condițiile necesare aplicării ei. Există chiar posibilitatea ca pentru deșeurile reciclabile 100% depuse de cetățeni conform regulilor menționate anterior să nu fie plătite taxe de salubrizare.